În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu și părinți, iubiți din cer și că din șase. vremea în care ne aflăm acum și în care o prăznăim pe Sfânta cu viață Paraschiva, este o vreme de primenire a sufletului, este vreme pentru întrebări și răspunsuri. Pentru că noi cu toții avem un suflet care, după cum spune Apostolul, este pus de Dumnezeu ca un dar neprețuit într-un vas de lut. Și din vasul acesta nu se întrevede ceea ce este acolo valoros. Doar dacă acel lucru valoros începe să crească și dă pe din afară. Abia atunci ne dăm seama. Ce comoară am avut și cât de mult sau cât de puțin ne-am îngrijit de ea. Unii dintre noi preferă ca această comoară să iasă din noi și să o vedem atunci când ea va ieși. Acest moment culminând cu momentul plăcării noastre din această viață. Dar nu este corect să fie așa. Pentru că de vom proceda în acest fel, vom constata în acele momente că nu mai putem face nimic pentru acea comoară dinăuntru nostru. Abia acum este momentul să verificăm comoara. Să o verificăm și să o valorificăm. Încercând să dedicăm timp din viața noastră pentru ea. Cu cât conștientizăm mai mult acest lucru, cu atât mai mult timp prețios vom dedica lui. Din momentul acesta putem spune că viața noastră capătă un sens. Ce este o viață fără sens? Este o viață cu căutări continue și fără liniște. Abia atunci când ai găsit ceea ce căutai, în momentul acesta poți spune că viața ta are un sens. Sensul nu-l găsești de unul singur. Îl găsești într-o persoană. Și cu cât îți este mai apropiată acea persoană, cu atât sensul acelia ți se dezvăluie, tu îl dezvălui pe al tău și din cele două faci unul singur. Oare nu aceasta este căsătoria pe acest pământ? Oare nu doi oameni își unesc destinele pentru a merge într-un singur loc și a lucra cu două puteri pentru a întâlni o singură putere? Iată de ce, dragii mei, dacă găsind o persoană găsești un sens al vieții, cu atât mai mult găsindu-l pe Dumnezeu, ți-ai găsit sensul cum spunea cineva, nimeni dintre cei ce trăiesc în această viață nu pot să spună că l-a găsit pe Dumnezeu și viața lui încă nu are un sens, ci din potrivă. Numai că fiecare dintre noi avem povestea noastră de viață. Unii dintre noi l-am găsit la o vârstă fragedă, alții l-am găsit la o vârstă mai înaintată. Și atunci când l-am găsit pe Dumnezeu, am exclamat: Abia acum am găsit ceea ce sufletul meu căuta de o viață. De dragul lui, încerci să schimbi ceva în viața ta, încerci să te schimbi, comunici cu El, El îți dă din sensul vieții cele adevărate, iar tu primești putere. Alipirea de El. Înseamnă veșnicie. Nu te gândești că viața se va termina cândva, pentru că viața ta este unită cu viața lui și veșnicia lui devine și veșnicia ta. Moarte nu mai există, necaz nu mai există, boală nici atât, pentru că toate sunt depășite prin el. Dar cel mai interesant este faptul că Sufletul începe să iasă din vasul de lut, pentru că se umple cu o energie negrăită și nu mai suportă să stea înăuntru, ci vrea afară. În momentul acesta, în viață, se întâmplă ceva care până atunci a părut de neînchipuit. Omul vrea să se autodepășească pe sine și să înceapă să semene mai mult cu persoana iubită. Se gândește la asta și gândul îi dă putere. Se depășește condiția normală a unei vieți pământești și omul începe să caute veșnicia. Reușește să o găsească? Cu siguranță, da atunci când are o călăuză bună. Încet, încet se desprinde omul de cele pământești materiale și se apropie de cele spirituale veșnice. Sfânta Paraschiva pe care o prăznuim noi astăzi și care a simțit chemarea de a-L căuta pe Dumnezeu de la vârsta de 10 ani, când orice copil nu se mai satură de joacă, Iată un copil care nu se satură de veșnicie. Ea aparține veacului al 11-lea. Dar de când cei din acel veac au descoperit-o și au scos-o din locul în care merge fiecare dintre muritorii ce trăiesc în această viață, ea va deveni vie pentru toate generațiile care vor urma după ea. Fiecare dintre aceste generații o vor cinsti și ceea ce este foarte important este că a ales de la vârsta adolescenței să devină pelerină, în primul rând la o mănăstire din Constantinopol și mai apoi la locurile sfinte din Țara Sfântă. Și după moarte, care s-a întâmplat nu la o vârstă înaintată, ci la numai 27 de ani, va rămâne tot ceea ce și-a ales să fie un pelerinaj continuu. Viața ei de pelerină pe acest pământ, în care a adunat tot ceea ce putea aduna omul mai bun în această viață, veșnicia, această veșnicie te trece deasupra tuturor generațiilor până la sfârșitul veacurilor. Eroii nu mor niciodată, așa se spune despre ei, iar sfinții care sunt eroi ai Duhului, nici ei nu mor pentru că ei sunt vii în vecii vecilor. Iată că Sfânta Paraschiva a convins toate neamurile ortodoxe și toate generațiile de după ea să o cinstească. Mai întâi pe bulgari, apoi pe sârbi, după care pe cei din Constantinopol și de la 1641 trage către neamul nostru și n-a mai plecat niciodată de aici. Își dorește să fie alături de noi, în mijlocul nostru. Pentru că noi suntem cel mai credincios popor din Europa. Dar și noi avem necazurile noastre, neputințe și avem nevoie de sprijin, de ajutor și de întărire. Dar mai ales avem nevoie de sens. Pentru că viața noastră se scurge ca o lumânare și la final trebuie să găsim sensul pentru care viața noastră a ars asemenea unei lumânări. De aceea putem spune că Sfânta Paraschiva a tras la neamul nostru, a tras la credința noastră și dorește să ne o întărească, să ne ajute ca ea să dobândească ceea ce are de dobândit, adică veșnicia. De ce a tras Sfânta Paraschiva la neamul nostru? Păi să ne aducem aminte de o situație petrecută la 1641, când Sfânta Paraschiva trebuia să vină în țara noastră. Numai că turcul nu voia să o dea decât pe foarte mulți bani. Noi voiam sfințenie, turcii voiau bani. Și au spus, prețul este să o cântărim și să dăm suma în bani. Și abia atunci când vom echivala greutatea Sfintei în bani, abia atunci Sfânta pleacă. Până atunci rămâne. Iar voievodul Vasile Lupu, dorind să-și îmbogățească biserica sa, actitoria Sfinții Trăierari din Iași, cu așa o comoară neprețuită, cu o Sfântă mare, a spus că de oricât. Și noi am fi făcut la fel. Numai că Sfânta s-a făcut ușoară pentru că nu a vrut să se dea mulți bani pe ea și turcul văzând minunea a spus aceste cuvinte Gheaurul la gheur trage. Sfânta vrea la creștini și pentru asta a făcut și o minune să nu se plătească foarte mulți bani pe ea. Iată Sfânta cea Plină de sfințenie și de fapte bune, a dorit neamul nostru să-l ajute să facă și mai multe fapte bune, după cuvântul Mântuitorului, care spune că celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ceea ce are se va lua de la el. Sfânta va veni și va rămâne alături de mult încercatul nostru popor în toate momentele pe care le-am trăit de patru secole încoace. Însă și în vremurile de astăzi este mare trebuință de ea și de rugăciunile ei. Și pentru că a fost tânără, când a plecat din această viață, tinerii trag la ea. Pentru că tinerii o înțeleg și problemele cu care se confruntă. Sunt văzuți de multe ori studenții care merg să se roage într-o examene, dar nici cei mai vârstnici nu se lasă mai prejos, pentru că Sfânta de multe ori a avut grijă de cei vârstnici în viața ei și mai ales de copiii orfani și de femeile văduve. De aceea în Akati se spune Bucurete Sfântă Paraschiva, mult folositoare. Ce să-i spui că este tămăduitoare, ajutătoare în examene, vindecătoare de suferințe sufletești sau izbăvitoarea de necazuri? Toate acestea se strâng într-un loc și le exprim prin cuvintele Bucurete Sfântă Paraschiva, mult folositoare adică folosește mult sufletului nostru. Aș mai evoca un moment din viața Sfintei Paraschiva, cea de după plecarea ei din această viață. Generația ei a îngropat-o și tot generația ei trebuia să o scoată la lumină din pământ. Poate Sfânta n-ar fi vrut să iasă din pământul în care o îngropaseră. Dar Dumnezeu rânduiește și lucrurile se fac. A fost acel moment în care un marinar păcătos murise și fiind prea aproape de mal, colegii lui marinar n-au vrut să-l arunce în apă, așa cum se întâmplă de obicei pe mare, spre hrană peștilor. Ei mai zăbăvind puțin la mal și-au spus ca să nu ajungă omul ăsta mort la mal, trebuie să-l îngrupăm, L-au dus și l-au îngropat fără să știe unde îl îngroapă, și au nimerit să-i facă mormântul chiar lângă Sfânta Paraschiva. A trecut o perioadă de timp, și Sfânta, nemai suportând mirosul ce ieșea din acel cadavru, s-a arătat preotului de acolo din sat și a spus: Să mă scoateți afară de acolo, că nu mai suport mirosul celui care a fost îngropat lângă mine. Și de trei ori, repetându-se acest vis, preotul a trebuit să ia niște săteni și să vină să dezgroape nu pe mortul cel ce mirosea urât, ci pe Sfânta Paraschiva cum era normal și firesc. Mortul trebuia să rămână acolo, dar Sfânta Paraschiva nu. Și când au scos-o, a văzut că trupul era neputrezit și plin de mireasmă. Era un contrast extraordinar între ceea ce emana marinarul păcătos și ce miros emana trupul Sfintei Paraschiva. Unde să-l ducă? În biserică. Pentru că acolo stau Sfinții, în casa lui Dumnezeu. Au anunțat la Patriarhie că au descoperit o Sfântă într-un chip minunat, și după un timp au luat-o de acolo și au dus-o la Constantinopol. Însă, ce putem învăța de aici? Din modul în care Sfânta a fost descoperită. Faptul că ceea ce alegem noi să facem în această viață ne aduce sfințenie sau, din potrivă, păcat și moarte însă noi alegem ceea ce vom dori să facem. Sfânta a ales viață virtuoasă. Este ușor de obținut, este greu. Viața virtuoasă, dragii mei, este o comoară. Un angajament continuu în a-ți depăși condiția de om păcătos. Suntem cu toții păcătoși. Dar ne dorim ca astăzi să facem mai puține păcate decât am făcut ieri. Și mâine să facem mai puține păcate decât am făcut astăzi, și chiar să nu le mai repetăm niciodată pe cele în care am căzut astăzi sau ieri. Și pentru aceasta luăm niște măsuri. Facem niște exerciții pe care noi le numim nevoințe și post și care au o latură interioară și una exterioară, adică una care se vede și alta care nu se vede, și le vom lua pe acestea chezași, ca în momentul în care ispita va veni, să o înfruntăm cu pregătire. Și ispita nu va mai avea aceeași putere. Va veni, dar ne va lovi mai slab, sau poate că va trece doar pe lângă noi, neavând putere, să ne atingă. Și atunci vom cunoaște sensul lucrurilor duhovnicești, postului, sensul rugăciunii, sensul faptei cele bune. Pentru că îți atrage o putere de la Dumnezeu, o putere duhovnicească care te scoate din limitele umanului. Iar ceilalți vor spune cum poți să faci aceasta. Cum poți să nu răsplătești răul cu rău? Cum poți să nu spui o vorbă rea celui care ți-a spus două vorberele? Cum poți să trăiești și să fii fericit când nouă viață ni se pare un chin? Și poți să le răspunzi acestor oameni ceva? Pentru că a le răspunde ceva înseamnă o desfășurare a unei vieți. Ceea ce nu se poate spune în cuvinte, așa că tăcerea e de aur tași tu și să vorbească faptele tale, spun Sfinții Părinții. Cum poți să-ți desfășori viața în câteva cuvinte? Că doar e o viață. Cum poți să-ți desfășori nevoințele, lupta cu gândurile, cu pornirile trupești, cu desfrânarea, cu poftele? Nu poți să faci asta. Dar în fiecare biruință de-a ta asupra tuturor acestora, stă în spate puterea cea mare a lui Dumnezeu. Pentru că apropiindu-te mai mult de Dumnezeu, diavolul intră în alertă și se desfășoară în gândurile, în visele tale sau chiar în ceilalți care sunt în jurul. Lui. Și nu-ți va da pace o clipă însă Dumnezeu stă aproape de tine. Vede cu ce te lupți și îți sporește puterea pentru că știe că ai nevoie de ea. Nu să te lauzi, ci să te aperi cu ea. Și astfel ai depășit faza aceasta a vieții și păcatelor trupești Viața din care nu se desprinsese marinarul respectiv și care a adus putoare, pe care Sfânta nu o suferea. Iată ce mulți se despart căile păcătosului de căile dreptului. Nu poate fi apropiere între ele pentru că nu duc în același loc. Ele duc în locuri diferite. Era o povestire despre un om credincios dintr-un sat. În fiecare zi se uita în calendar și citea viața Sfântului și apoi îl ruga să se roage și pentru el. Făcând așa, tot timpul le știa viețile la toți. Însă a apărut momentul morții și acolo la mormântare știm că se adună tot felul de oameni unii mai credincioși și alții mai puțin credincioși. Însă celor mai credincioși dintre cei adunați acolo, li s-a arătat de Dumnezeu un lucru. Că în ceasul ieșirii sufletului său din trup, când de obicei primii vin demonii să te îngrozească cu ce păcat ai făcut în viață, la el au venit primii sfinții, și le-au luat-o demonilor înainte, astfel încât când au venit ei nu mai aveau loc să intre pentru că era plin de sfinți în camera aceea. Și atât cum au venit sfinții să conducă un suflet care i-a iubit înspre rai. Toți sfinții s-au rugat pentru el. Nu putea să ajungă în altă parte decât acolo unde erau prietenii lui. Așadar, iată, dragii mei, ce lucru minunat este să avem prieteni și nu dintre cei ce sunt prieteni de orice fel, ci dintre prietenii lui Dumnezeu care sunt sfinți. O altă învățătură pe care o desprindem din viața Sfintei Paraschiva este cea legată de dreapta ei credință și cea de-a doua de dreapta ei viețuire. În vremurile de astăzi să-ți trăiești credința drept nu este așa de greu. Pentru că de asta se ocupă biserica. Cu condiția să mai treci pe la biserică. Să o iubești, să iubești slujbele ei și să răspunzi la fiecare chemare de -a ei care se face atunci când se trage clopotul. Sfânta Paraschiva și-a dorit să aibă un far călăuzitor, care este biserica, și de mică s-a făcut viețuitoare mănăstire și apoi călugăriță. Dar asta este o parte mai puțin grea, pentru că atunci când ești ajutat, poți să faci lucruri mari. Și pe fiecare dintre noi, biserica ne ajută dărâmindu-ne credința cea adevărată, pe care ea o păzește ca pe cel mai mare tezaur. Însă aici se adaugă dreapta viețuirea, care este un lucru foarte important. Dragii mei, ne mai gândim noi oare câteodată, oare trăiesc eu drept? Oare viața mea este o viață plăcută lui Dumnezeu? Oare modul în care îmi desfășor viața, faptele, gândurile, sunt -o ele oare drepte? Și poate că aș putea să fac și eu ceva pentru sufletul meu? Poate că aș putea să îmi pun mai multă voință să îmi schimb viața? Și făcând lucrurile acestea, îndreptându-ne viața, îl vom atrage pe Dumnezeu, cel care iubește o astfel de viață. În momentul în care îl atragem pe Dumnezeu, viața noastră capătă bună mireasmă. Se sfințește, iar sfințenia emană un miros frumos. Ia să afară din vasul cel de lut, îl înconjoară cu totul și îl sfințește. Astfel încât trupul acesta, vasul de lut, capătă niște puteri extraordinare și anume nu se mai strică. Legile firii nu-l mai ating, pentru că l-am îmbrăcat Sfințenia. Și noi, cei care știm cum se întâmplă asta, mergem și ne apropiem de ele. Și le atingem. Cât de mult? Le îmbrățișăm? Nu chiar. Dar le dăm cinstirea cea mai specială cu buzele noastre. Sunt cele mai curate și vrednice să facă asta. Și atunci când am atins acele comori, sfințenia din comoară trece în trupul nostru. Și să ne mirăm atunci că ne vindecă mintea, ne întărește gândurile sau chiar ne vindecă de vreo boală care aparține sufletului sau trupului. Contează mult ce-i cer Sfântului. Te gândești dinainte și îi spui că nu ai timp așa de mult să stai acolo lângă El, să-L ții în brațe, dar îl îmbrățișezi cu cuvintele tale, cu rugăciunea ta și îi spui, Sfinte, privește puțin la viața mea. Am o boală care nu mă are leac. Am o suferință care nu are niciată măduire. Tu știi ce ai de făcut, dar fii cu mine, nu mă lăsa! Și nu te las. Cunoaștem din viața fericitului Iacov Țalichis, că a fost internat într-un spital din Atena și avea mare vlavie la Sfântul David în mănăstirea căruia stătea, a vrut să plece de acolo, dar a rămas pentru Sfântul David și pentru Sfântul Ian Rusul care e la 40-50 de kilometri de de el. Și atunci când era în pragul unei operații, a strigat că trăiam în doi sfinți. Sfinte David Mâine am o operație. Te rog să vii să-mi ajuți. Dar să treci pe la Sfântul Iarusul să-l și pe el. Să veniți amândoi să țineți mâna doctorului care mă va opera. Și așa s-a și întâmplat. Sfântul David și Sfântul Iarusul erau acolo și operația a reușit extraordinar. Și totul s-a transformat în bine. Ce credință -ți trebuie? să tragi de sfinți. Vină în viața mea și ajută-mă. Nu mă lăsa. Că nici eu nu te uit pe tine. Nici tu să nu mă uiți. Și îmi place sfințele asta. Dar tu ai îndrăzneală să faci asta în momentul în care cunoști mai multe despre viața lor și ți-ai dedicat ceva timp pentru ei. Poate că l-ai citit viața și ți s-a șters o lacrimă. Pentru că viața lor nu seamănă cu a ta. Și cât au suferit ei pentru ca să fie sfinți. Că nu vine sfințenia asta așa oarecum de undeva. Nu pică. Ci se dobândește prin luptă și prin nevoință. Așadar iată, dragii mei, că există tămăduire pentru orice boală, există depășire pentru orice necaz, dacă este credință. Și dacă avem această credință, o vom culege de acolo de unde ea este. Facem eforturi, mergem la sfinți și ne atingem de ei prin contact se creează un echilibru energetic. Sfântul are prea mult și dacă nu mai are, știe el de unde să ceară. Iar eu am prea puțin? Și ce voi face? Mă voi duce și mă voi atinge de el. Dăm -mi și mie că nu am. Și ce o să spună? Nu-ți dau? Cu siguranță nu. Îți va da? Pentru că el știe de unde se ia. Doamne, tot ce mai dat, am dat mai departe. Nu mai am dămi ca să mai dau și eu celor care sunt în nevoie. Și Dumnezeu îi dă ca să ne dea nouă. Ce frumos se derulează credința noastră. Dar ea trebuie să fie o adevărată credință. Unită cu o adevărată viață. Nu se poate cu orice fel de viață. Cu o viață trăită la voia întâmplării. Pentru că asta vedem în jurul nostru. Oameni descumpăniți, care nu au niciun echilibru, niciun rost pe lumea aceasta și niciun sens. Și care nu iubesc viața, ci o vorbesc de rău. Viața asta m-am săturat de ea. De ce te-ai săturat de ea? Ți-a oferit totul până acum și nu mai are ce să-ți ofere? Chiar nu ești curios să vezi ce îți mai poate oferi viața ta? Desigur că lucrurile acestea arată o descumpănire și sunt din ce în ce mai prezente în lumea în care trăim. Dar totuși, când te aduni, depășești situația. Tot din viața Sfintei Paraschiva, când s-a întors din Țara Sfântă, probabil că avea atunci vreo 26 de ani, și a început să facă fapte de milostenie, scuturând buzunarele pline ale bogaților și dând la săraci. Mergând pe mare, s-a pornit o furtună. Și marinarii spuneau că valurile vor înghiți corabia. Iar Sfânta Paraschiva s-a rugat, pentru că era cu ei în corabie, și le-a spus un cuvânt de îmbărbătoare. Să stați tari și să fiți puternici. Și la cuvântul ei au apucat mai bine frâile corabiei și valurile s-au potolit și corabia n-a pățit nimic. Ăsta este secretul. Să te aduni atunci când ți se pare că ești prea împrăștiat. Puterile Sufletului s-au axat pe foarte multe lucruri și trebuie neapărat să ne adunăm. Și unde ne vom aduna dacă suntem flămânzi? Acolo unde este o masă bogată, nu? Și dacă Sufletul e flămând și însetat, se va aduna acolo unde este har de la Dumnezeu în mijlocul sfinților. Și când au ei cel mai mult har? De ziua lor, nu? Pentru că fiecare se pregătește pentru ziua lui. Ce faci de ziua ta? Îți curățești casa? Îți pui cele mai frumoase haine? Îți pui zâmbetul pe buză cel mai cald? Și îți inviți toți prietenii și ești plin de bunăvoință față de ei și te cam super pe cei ce își fac altceva de lucru decât să vină la ziua ta. Pentru că ziua ta e ziua ta. Așadar, Sfânta își face provizii de har în preajma zilei ei, pentru că știe că pe la racla ei vor veni un milion de pelerini vrea să dea fiecăruia câte ceva. Să nu plece nimeni nemângâiat măcar. Numai că noi nu prea vedem lucrurile în felul acesta. De ce? Pentru că lumea este înșelătoare și totdeauna întoarce modul de a vedea lucrurile. Și te face să le vezi strâmb prin intermediul banului sau a câștigului unor lucruri amărâte care cu siguranță că nu te vor însoți atunci când vei pleca din lumea aceasta. Dar dacă cauți ceea ce trebuie, aceea va rămâne cu tine aici, vei fi călăuză și celor care nu știu pe ce cale să meargă și te vei apropia și de cer de veșnicie, iar cerul și veșnicia îți vor fi cea mai puternică realitate a vieții tale. Sunt oameni cărora le este cea mai bună realitate lucrurile materiale sau banul, iar alții au cea mai puternică realitate puterea lui Dumnezeu, minunile lui și harului. Și atunci când te mângâie acest har, simți putere să relași pe celelalte pentru că sunt, de-a dreptul, mici, și nevrednice de a-ți ocupa viața cu ele. Așadar să o rugăm pe Sfânta Paraschiva, la care sărbătoare ne-am adunat noi astăzi. Să o cinstim. Avem aici veșmântul ei, pentru că nu putem avea Sfintele ei moaște, deoarece ea este încă sigilată de la 1641. Nu s-a deschis sigilul niciodată dar este îmbrăcată în veșminte care se dau bisericilor și aceste veșminte sunt încărcate cu har. Noi le atingem și primim și noi atât cât avem nevoie sau cât poate sufletul nostru duce. Dar să nu uităm un lucru după care Sfânta Paraschiva a alergat, Că avem o comoră a Sufletului nostru, care este Credința, și Sufletul nostru, când se îmbogățește cu ea, devine un lucru de mare preț. Și așa cum Sfânta s-a îngrijit de Sufletul ei, să se îngrijească și de al nostru. Ca și El să se umple cu aceste comori neprețuite darurile lui Dumnezeu, cele neperitoare. Amin.